Gloria Buzău s-a impus clar la Iași cu 3-1 în derbiul grupei de play-out. În urma clasării din sezonul regulat, Iașiul conducea grupa cu 3 puncte, urmată de Buzău cu 2, Cluj și Vicov cu 1 și respectiv 0 puncte. Ultima clasată în grupa de play-out va retrograda direct, în timp ce penultima competitoare va da baraj contra vicecampioanei diviziei B. Pentru buzoieni urmează meciul cu Bucovina pe 4 aprilie în deplasare. La interval de 3 zile, Gloria va primi în sala sporturilor Romeo Iamandi pe CFF Clujana Cluj-Napoca. Meciul retur cu Poliaș se va disputa tot la Buzău pe 20 aprilie.